vrut să fac o poezie, dacă înțelegi. Piesa, ce poezie se numește piesa? Mâine. Mâine. Așa, și am vrut să zic că ieri a vrut să vină, că mâine, iar mâine, azi e mâine, mâine-i poi, mâine prezentul, azi e mâine, mâine ieri. Azi era mâine, ieri. Da, da. Deci, ești bun pe poezie. E foarte bine. Cred că de la prea mult dulce, prăjiturile fără gluten nu fac bine. Deci, Sorana are o piesă care se numește Mâine. Da. Și ce înseamnă pe Original 41? Azi. Da, nu știu, apar n-am. Probabil că asta e la vârsta la care o să ajung să am copil. Nu știu, apar n-am. La 41 de ani? Da, Doamne ferește, nu. Cum, Doamne ferește? Doamne, mai devreme, de vârstă. Mai devreme, mai... Și bine, practic, hai, deci avem piesă și videoclip. Da, da, după da, cât da, timp? Da, da. Cred că după 10 ani. Ma. După 10, da, după, după 10 ani. Ani. După 10 ani, mi-am dorit foarte mult, dar nu știu ce am, mi-a fost frică, n-am avut pe cineva care să mă împingă, să zic: "Mă, apucă-te, iardă muzică." Și acum? Și acum, iată-mă. Ai emoții? Era dor, da, mă, am ai emoții, emoții ca la debut. Am emoții cu piesa asta, așa am dorit să le placă oamenilor, să o înțeleagă, să nu te iei tu de mine. Cum? Nu, că eram aici. Tu oricum ai trăit multe în ultimii 10 ani. Vai de capul meu, multe. Măritat, ai și divorțat. Am avut și bucurii. Depresie, mi-am și revenit de toate. Bucurii, tristezi de toate. A, da, dar în general așa a fost bine. Mai despre mult bine asta decât e vorba rău. În piesă? Nu, în piesă nu. În piesă este vorba despre o iubire care a dispărut că n-aveam timp. El n-avea timp. Era însurat? Nu, nu aveam timp. Era bătrân? Nu. Nu, e tânăr, dar cu ale tinereței valuri, da, da. Nu mai mult plecat, da. Tocmai de aceea, Sorana, o să ne cânte piesa Mâine, o cântă astăzi. Dar până atunci, Alex, te rog frumos, ai cu prăjiturile, că am promis pentru fete. Pentru, te rog frumos, ia un loc aici, lângă Gloria. Mamă, ce frumos, stai că mă bag, hai pe partea asta. Altfel arată, mă, canapeaua asta, deci uitați-vă și noastră, fete frumoase, drăguțe. Alex, dar și pe ea, o știu de când era mică, înțelegi? Da, mă, nici mie nu vine să cred, dar la mine era atâta mică, uite așa era, mică, așa. Da, nu era mare, de mică, am văzut-o deci... la un moment dat, era cam... Ce faci? Ei, vreau și o măsuță de asta, ce șmecheră e. Ușor. Te rog, furculița? Lingurița? Alex, tată, zici ce ai adus. Ai venit pe același model astăzi. Mie linguriță, de ce? Că m-ai văzut mai grăsuț, așa, mai plinuț un pic. Un setup, trei tipuri de prăjituri. N-am avut timp să pregătesc mai multe. Băi, nene, eu am dat masa asta la parte, să pui tu masa aia. Pune mai așa. Gata, am fugit. Vreau să le dau o prăjitură. Alex, am și el, Alex. Aici, cu cadrele, nu știi cum e? Înțelegi ce vreau să zic? Așa, bravo, mă, Alex, bravo. Alex a fost un jurat la Bake Off și era unul dur. Perfect. Deci ce ai adus aici? O prăjitură cu fructul pasiunii. Da, da, mango și fructul pasiunii sunt favoritele mele. Haide să gustați, nu fiți timide, vă rog mult de tot. Uite, asta, Rana. Haide, nu să fim acum, o să facem o pauză, o să ai timp să... Ca să nu căm cu ciocolată. Te rog frumos, Gloria. Gloria este săraca de asiderată, vă dați seama. Trebuie să mănânc o prăjitură. N-am mâncat prăjitură în ultima perioadă. Deloc. Ia, Gloria, ai mâncat, tu ce-ți mea? E cu gluten? Da. Nu am voie. Păi, da, nu. Nu mai am, nene, furculițe. E mai devreme ai spus că îți face rău fără gluten. Doamne, Dumnezeule. Ia cu gluten. Cum e? Ia și mușcă din ea. E bună? Mamă, e foarte bună. Zic, Gloria, sincer. Vrei, e sigur, vezi că eu sunt cam împiedicată de fel așa. Vrei să simt prăjitură? Mă, da, vreau să întreb și eu ceva. De ce toate domnișoarele, uitați, așa mănâncă? Dar cum vrem să facem? Porumbițe. Uitați așa, așa mănâncă la televizor. Așa se mănâncă la televizor. Alex, ce bună e. Pe bune, m-am chinuit o oră să mă machiez, vrei să mă... Deci, Alex, vai, deci nu mai pot. Nu mai pot, Alex, deja sunt plină. Hai, mă, iei o gură din ea, că eu mă uit la ea. Deci sunt plină, Alex, nu mai pot. E gustoasă. Nu mai pot, da, te aștept. Mâncați, mă, și voi, voi așa să ați venit acasă, jură tu că nu mănânci cu toată lingurița asta. Dar cine mănâncă cu lingurița acasă? Acasă nu mănânc. Deci dacă dai pe mine, te spânzu. Acasă nu mănânc cu lingurița. Nu te dai tu ce bunătăți are aici. Acasă mănânc direct. Uite-l, mă, ce face, mănâncă toată prăjitura. Păi tu crezi că stăm aici de vrăjeală? Ia, pe asta mănâncă. Mi-ai și strâmbat-o. Strâmbat-o. Mamă, am simțit mango. Tu n-ai ajuns la mango, Gloria. Nu era mango, fructul pasiunii. Nu pot și la microfon. Gloria, dacă nu ai curaj, Gloria, n-o să înțelegi ce înseamnă esența. Mamă, deci... Da, mă, bun asta. Voi, dacă erați pe vremuri, aveați cartelă de aia, că pe vremuri nu știu că era cu cartelă, rație.
Deci voi erați perfecte la rație, știi? Nu de aceea, m-am o felie de pâine suficient, perfect. Era bine. Și eu am prins aia cu rația. Voi nu luam. Bă, adevărul că sunt fete frumoase și... Fete frumoase și foarte talentate. Gloria, du-te la mango, Gloria, du-te la fructul pasiunii. Acolo, acolo. Acolo. Acolo trebuie să duc. Înainte de publicitate avem o întrebare din partea publicului. Acolo. Gloria, ai iubit? Nu. Nu? Nu. Instagram? Da. Nu, n-am iubit, nu vreau iubit. Nu e perioada potrivită. Ai dreptate. 18 ani, bac înainte. Da. Adresa de Instagram? Gloria M-U-R-R. De la Mureșan și R de la Rita. Gloria M-U-R-R? Da. Am înțeles. Băieți, fete, like.